L-au dat afară pentru că a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Ionuț Ciobotea, fostul președinte al organizației USR Plus Corcova, aduce acuzații grave foștilor colegi de partid. Acesta susține că cei aflați în fruntea formațiunii politice au încercat să îngrădească libertatea de opinie și din această cauză au făcut tot ce le-a stat în putință pentru desființarea organizației. Ionuț Ciobotea spune că s-a înscris în USR încă de când a apărut partidul, nu făcuse politică până atunci și își pusese toate speranțele că lucrurile vor decurge bine. Povestește că și-a alcătuit o echipă destoinică la Corcova și avea convingerea că vor izbuti la alegeri, numai că lucrurile au luat o altă turnură. A fost dezamăgit chiar de către colegii de partid. Am fost președinte pe filiala USR Corcova și luni, în data de 8 august, s-a făcut ședință și au luat decizii să mă suspende din această funcție în filiala mea de la Corcova. Au vrut chiar să desfințeze toată filiala, întrucât am avut tupeul să spun lucrurilor pe nume. USR Plus, adică Plusul, m-ar trage în jos și nu m-ar ajuta să intru în Consiliul Local. Le-am mai spus că de la alte partide am o ofertă mult mai bună decât ei și nu este acea ofertă cum este la ei să mă forțeze să aduc ceva voturi în sus în loc de 5% pe partid, să iau 7% și să facă o marjă de procente care să fac rost de niște voturi de unde nu am să le iau și pentru chestia asta am fost suspendat. Ionuț Ciobotea susține că la USR Mehedinți biroul județean ar fi fost ales prin fraudă. Eu tot timpul am fost neutru și am primit informații și de la băieții buni din USR care sunt oameni intelectuali și pentru care e jos pălăria și sunt și băieți care au vrut să pună mâna pe partid, cum ar fi partidul lor și conduc în stil dictatorial cei care sunt la conducere. Ei n-au spus mie că le frică că o să ajungă în presă că eu am făcut scandal și am spus că plec la alt partid, dar eu vreau să plec la alt partid în care să-mi asigur o independență la tot ce spun, până și mi-au dat mie dreptate că ce spun este adevărat, dar să nu mai fac scandal. Ionuț Ciobotea spune că își dorește să facă parte dintr-un partid în care să conteze părerea tuturor membrilor și să nu fie obligat să adune semnături, mai multe decât prevede legea.